O cara amassou um telefone outro. Ele tem aquela memória aqui, ó. Ah. Não tem a mensagem do telefone. A venit într-o dimineață la ora 7, dormeam și a venit și ne-a dat, au venit mascați. Mulți, mulți au fost. Într-o fracțiune de secundă a și pus-o la pământ. A dărâmat-o, fără să ne întrebe, fără nimic. Poc, jos cu ele. Am locuit aici și lângă Spitalul Caritas. Asta e cartierul meu, noi aici suntem născuți, crescuți. Dar ne-a demolat, ca așa era înainte, pe timpul lui Ceaușescu, și ne-a dat casă prin servici, imediat. Nu cum am zis acolo, ți-ai dat, te-ai dus frumos. Lucrurile mobile astea le-am dat. Că la care a vrut le-a luat, am rămas doar cu șifonierul ăla. Dulapurile alea le-am lăsat aici, le-a spart, le-a aruncat pe el. Nu mai ne-a trebuit nimic decât hainele după noi. 4 milioane. Pensie. 4 milioane. Unde să te primească cu 4 milioane când acolo plătești o apă, plătești o lumină, plătești o chirie? De unde? Ce mai mănânci din medicamentele care noi trebuie zilnic să le luăm? Acum suntem răciți la plămâni și eu și soțul. Am luat niște pături de la gunoi, bine, nu chiar murdare, dar eu le-am periat. Am pus puțină peria cu apă și cu cocolinul de la și am dat așa puțin de miros. Și am făcut un pic, un pic, uite că m-a dus baraca asta, bani, nu jucărie, dacă vrem. N-am luat să mâncăm sau să luăm o pastile să băgăm în ea. Am cumpărat cuie mari, mici, câte cuie, Doamne, nu mai știu de mine. În viața mea n-am cumpărat atâtea cuie. Patul care s-a rupt, l-am aruncat și l-am făcut pe cărămii și scânduri. Și a venit vecinul ăla. Și ne-a dat ciment, am cimentat că aici era apă. De când sunt afară, în continuu bat. Fac curățenie. Nu am stare. M-am dus la o vecină și mi-am pus niște apă fiertă și mi-am pus aici să-mi fac o supă să mănânc, că mi-era foame. Mă înțeleg bine cu vecinii. Iar, în schimb, a venit americanul ăsta de vreo 2 zile, care sunt la gardul ăsta lui. Și cred că, nu știu, că de ce mi-am pus, nu știu, poate să-mi facă rău, nu știu. Stai seama să-mi facă rău să-mi dărâme asta că m-am nenorocit. A venit de la primărie și ne-a spus că în 3 zile să dărâmăm barăcile. Noi ne-am dat corturile jos, ne-a văzut doamna și ne-a luat la ea aici la beci. Doamna ne-a dat bani și am cimentat aici, am cimentat acolo, am zugrăvit, am cumpărat chestia asta, am pus pe pereții, ne-a dat, am luat țeve, am făcut baia, ghiuvetă, am luat fire, am luat de toate. Ne-a pus aseară ghiuvetă, ne-a pus lumină și ne-a zis, stați aici până vă dă casă. Când vă dă casă, plecați. Am, n-ai probleme, că e mare, mă, e bine. Ia să vezi când e făcută și când e aranjată cum e. E altfel, apă caldă, apă rece, toaletă. N-ai, e foarte bine, e foarte bine.
Am adus șifonierul, că l-am avut aici, că l-am adus aici la doamna, le-am avut toate ei, salteaua, scândura asta, pernele, două pături, ce am avut noi? Lucruri de îmbrăcat, o masă, am adus asta. N-am mai adus nimic, că n-am mai avut. Patul e compus din două palete din, făcute din scânduri. Și pe mă puse becea. Treabă făceam, coseam, spălam, călcam. E viața mea să spăl de mână. Nu-mi place să spăl la mașină de spălat. Nu-mi place neam. Dar în situația care sunt acum, nu mai pot să spăl, nu mai am nici condiții și mă duc și spăl la primărie. Te primești, te speli de 3 ori, de 4 ori, n-ai treabă. Se spală foarte frumos, ți le și usucă. Cum îi zici, așa faci. Atât că nu îți dă de rău. Pe fel de oameni vin, drogați, și nu poți să pași și tu la mașină cu drogați, ești de acord cu mine? Așa vii dimineața, pleci de acasă la 5:30, 6, fără ceva, să fii la 7 acolo, ca să poți să bași prima. Las toate. Dar îmi place să cos, îmi place să fac mâncare, îmi place să fac prăjituri când am așa, știi? Îmi place toate să fac, orice, orice îmi place să fac. Mai ales curățenia, zici că sunt moartă, moartă după curățenie. Ce îmi place mie, prazul cu măsline. Iar aici ce mâncare, că n-am făcut de când sunt aici, mănânc numai uscături. Și nu e, nu e. Ce mai azi, de exemplu, n-ai nimic. Luiba, nu dai cu țigările pe dinte aici. Uite unde a pus țigările femei. Doamne, doamne, ce poate fi. Eu cu soțul meu am pus un de-aia pe căruț și am cărat la nisip noaptea, că nu aveam de unde să luăm nisip, că costa foarte mult. Și am luat și noi după șantier. Ne ducem la bodyguard și ne dăm cărămizi. Nu sunt oameni, e bodyguardii care păzește acolo unde ne-a dat pe noi afară, pe Vulturi 50. Nu mai scrie Vulturi 50, lipsă spațiu. Nici n-am votat că n-am avut buletin. Mă scol, ba pe la 5, ba pe la 6, stau uite așa, beau cafeaua și mă gândesc încotro să o iau, altceva n-am făcut. Mai stau un pam, mai mă uit la televizorul ăsta, că dacă nu era și ăsta era vai de capul meu. Ca tot să nu stau așa, că iei câmpii de nebun. Mă duc pe afară, mă duc pe la barăj, mai stau de vorbă, iar vin în casă, iar... Plitiseală mare. Una e când ești așa să stai în casa ta, să te-a pus să faci o mâncare, să faci o curățenie, să calci de drag, să coși și alta, uite. Eu de-abia aștept așa și mâine să fac curățenie, să nu mai am probleme. Anul ăsta de 3 ori am făcut barăcile. De 3 ori am turnat ciment. N-a fost cărămidă, am cumpărat-o. Am cumpărat lemnele. Eu am dat bani pe ele. Folii, nu mai spun câte am luat. Nu-ți mai spun câte am luat. Multe, multe, multe care s-au dus. Când s-au dărâmat, s-a aruncat. Iar s-a aruncat. Iar uite așa, astea 3 ori. Dar aici, gata, sunt sigură că nu mai... Mă dă nimeni afară. Nu avem preferințe, case, vile, nu. Și la curte, dacă mi-ar da o cameră și o... Uite câte asta. Aș zi, bă, da, prostă, Dumnezeu. Să am acolo zilele mele să trăiesc cât o mai...